În declarațiile făcute în cadrul ședinței Consiliului Județean de miercuri, Nicușor Constantinescu a spus că pagubele produse la nivel județean de inundații nu sunt atât de mari, având în vedere că au fost salvate culturi de porumb și floarea soarelui. Pe de o parte au făcut rău aceste ape, pe de altă parte au salvat tot ce înseamnă cultura de floarea soarelui, de porumb, etc., care era compromisă datorită secetei, da? Și o să avem agricultură, o să avem mai mult ce pune pe masă. Deci eu cred că dacă le punem în balanță pe amândouă, am ieșit mai bine cu... Nu la Cuchirlen, dar la Peștera nu-i la fel, dar la Rasova nu-i la fel. Nu de aceeași părere sunt cei cărora apele le-au luat gospodăriile și agoniseala de viață. Păi există un echilibru, dar bănuiesc că ar trebui ajutat și amărâții care le-a dărmat casele și care nu mai poate să iasă din curs din cauza rupturilor la drumuri. Păi, dacă i-a salvat un hectar de grâu și i-a căzut casa, nu știu dacă compensează. Dar în sfârșit v-am spus, este un punct de vedere, eu nu îl îmbrățișez, dar... În localitatea Rasova, inundațiile au făcut pagube de peste 12.000 de lei. Nici localitatea Peștera nu a scăpat de prăpăd. Eu v-am spus m-ați dat ce am făcut pentru inundații. Asta am făcut, am centralizat și am trimis oficial împreună cu prefectura la București, la guvern. Județul în momentul ăsta nu mai are alți bani, sincer. Da? Deci suma este destul de mare. Da? Nu are de unde să dea, dar am făcut-o de demersurile să mă țin de la guvern, pentru că e obligația, respect conform legii 10 a guvernului, să facă asta. Potrivit unui raport întocmit de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța, cantitățile mari de precipitații înregistrate în ultima lună au produs pagube însemnate în 16 localități, unde au fost inundate case, anexe gospodărești, obiective socioeconomice, administrative, străzi, drumuri comunale și județene, teren arabil și pășuni.